Dragii mei, bun găsit din nou. Am convins-o pe Andreea, nu mi-a luat mult ca să vină să, în fața voastră să fac proba. Ea, cum v-am povestit mai devreme, a venit de la Londra, a aterizat astăzi și mâine pleacă la o nuntă. V-am arătat și modelul ei de rochie și am luat rochia de pe manechin și am tras-o pe ea. A intrat bine. Ne uitam la despicătură. Cum îți este? Ți-e bună? Mai vrei mai sus? Parcă aș mai zice două degete. Da? Deci o luăm cu proba. Punem un bold unde vrem despicătura. Aici este slabă, nemâncată, operată. Trebuia să-ți fac dintr-un crac de pantalon. Îți ies o rochie. Așa. Ia uitați-vă, din lateral este cât? N-are nici 10 cm lățime. Îmi permit să glumesc cu ea, că e ca și fata mea. M-a zis că a fost colegă cu băiatul cel mare la grădiniță și am fost vecini de bloc. Așa mă duc până jos, da? Da. Așa. Ce fac? Eu prind pe lateral cât trebuie să iau și v-am mai arătat eu în videoclipuri. Când la bord aici dau cu creta și știu ce lățime trebuie să iau la cusut. Să vin așa un pic pe fund, da? Da. Așa, doar și ca să te vadă. Aha, ăla-i bold, nu știam ce să vede în alb. Da, da. Gămălia, da. Așa. Ce facem la bust? Cum o... ce-o părțim? La bust? Aici. Cam poză, da. Cam poză. Și n-ai poza? Am telefon. Stai așa, că ți-l aduc eu. Stai că-l aduc eu pe al meu, că l-am mai la îndemână. Ah, ok. Așa. Ți-l dădusem ție pe meseria. Da, este ultima conversație. Uite, ce era și deschis. Care se uită acum? Asta e rochea. M-am spus că am ales o croiesc din prima la dublu să fie mai rapid croitul și o decupez pe ea. Aici n-aș mai strânta-o la corp. Nu, e ok. E ok, aici trebuie strântată. Da. Deci o să vin așa, uite dacă nu mai e oglindă. Are cusătura asta, vine bine aici. Deci, rochia vine undeva așa, care parte vine? Aia e comunica. Da. Vine așa. Până în mijloc și așa. Până aici, da. Până între... Da, între sâni, da. N-aș face-o foarte adâncă. Și aici vine în formă de inimă. Da. Hai să găsim și o bucată de cretă. Și la spate? Deci, cam facem la fel ca față. Așa, da? Cu ce mai iau eu și la cusut? Da. Și să fie, da, sutiem e fix de desubt. Da? Ok, da. Mai iau un centimetru la cusut. La spate așa. De aici așa. Să nu mă așez nici în fața. E fix dreapta, din ce văd în poate. Da, dar de aici, de la linia umărului. Așa. Cum ți-e mâneca? Un pic lărguță aici. Da. Da, și... băț, așa n-aș. Deci n-am unde să o mai... Dar și aici văd că e un pic lunguță. Că e lunguță și atârnă așa. Și atârnă un pic, da. Da. Aș mai putea să o iau un centimetru, dar mai mult. N-aș lua-o că da. Scoate bățul. Mușchi, brandul. Așa. Și la spate... Ia stai, întoarce-te. Așa. Și aici, dreapta. Aceeași, da. Dar aici n-am cum să o fac așa cu cocoașă, o să vină drept. Da, da, da. Așa. Asta e foarfeca, operăm direct pacientul. Andreea e medic, știe ce înseamnă să opereze. Chiar acum vorbeam de operația mea la obraz și a râs de mine cum am comportat-o la doctoriță. Vedeți, sutienul e aici, mai sus, mai jos și o tai mai sus cu... ce semn ai aici pe spate? Am scos o armiță. Aha, tot la... așa se face? Tot la doamna doctor care m-a operat pe mine? Și mai am una un pic mai jos. Așa. Voi dacă vă întrebați cum fac eu rochia de aici încolo, o să o descos toate piesele, le dublez cu căptușeală sau tot cu catifea, vă hotărăsc eu cu Andrei acum. Și apoi o asamblez la loc. Eu când fac proba, nu fac în săilat, o cos direct în mașină și pe urmă trag de fir. N-am întărit cusăturile și le-am lăsat așa libere. Când o trage de fir,
Vedeți, foarte puțin am eu de fel de... Dacă stai și lănțișorul, nu contează. Așa. Aia și rochii. Aici o să vină mai strânsă. Da. Că acum nu se mai ține număr. Așa. Și rochia asta a durat croitul, dar eu nu vreau să știi, Andreea, trebuia să-i spun că m-ai închinuit. Cam vreo 40 de minute. Cu tot cu croit, cu vorbit la video, cu asamblat. Mai mult a durat postatul. Și că s-a întrerupt video și... Ia, și spatele. Eu zic că arată bine aici. Mai trebuia să ții niște carne. Oh. Dacă dai mai jos, îmi cade după... Da, așa. Nu, e bine și aici. Pensele sunt bune. Sper să uite Dorina. Dorina Cotpas, că am avut noi o lecție la... Ia întoarce dintr-o parte așa, la gală, cum să face pensa. Nici nu se cunoaște că este. Deci vine frumos pe fund. În față, aici avem o pensă. Și aici vine din cusătura, am cambrat un pic. Mai mărim crăpătura, finisăm frumos. Până acolo vrei? Păi, eu ți-o desfac până unde vrei tu. Dacă te mai așezi și tu la masă, nu contează? Nu contează. Unde am ochelare? Aici, când mai vede baba. Știți voi, doamnelor, care vă uitați, eu când eram de vârsta lui Andreea, la croitorie de la 18 ani, cred că aveam clienți și la mine veneau fetele tinere care voiau rochii crăpate sau scurte, se duceau la o croitoreasă, concurența mea din bloc, da? Conaleana a murit. Da, am auzit. Așa, și ea le făcea rochii fuste până aici, zice, așa, și la mine veneau că ele vreau scurte și știau că eu țin cu clientul. Da, cam așa? Ia, te invit eu să dăm două. Ia așa-ți de pe scaun. Nu o să fie scaunul la muntă chiar atât de jos. Dar ce faci cu piciorul ăsta? Ok, îl pun așa. Da? Și asta ți se duce așa? Nu se duce. Dar ce faci? Deci nu, okay, v-am spus, okay, fiecare, okay. De fiecare dată când vreți rochie cu crăpătură, dacă dansați, dacă te invită cineva la o sărbă, ce faci? Nu o să pot să joc sărbă. Dar ce faci? O să refuz politicos din cauza operației. Așa, gata, sus. Da. Eu zic că e bine, astea dublate. Aici rochia e grea, dar o să-i fac o să-i cos o bandă din aia de susținere ca să nu se mai întindă și să nu se depărteze de bust. Dacă ți-e mai ușor, așa, poți să coși sutienul. Dacă nu. N-are rost. Îți o fac, okay, eu. Stai tu acum cu ea, cu gândul că nu are întăritură, nu are nimic aici. De aia când va fi fixă, da, nici nu mai trebuie fermoar. E atât de slabă încât intră rochia, da, peste. O să pun la urmă o poză cu ea gata. Sper că o să vă placă și dacă v-a plăcut, dați un like, un share. Și dacă aveți nevoie de vreo operație la Londra, o căutați pe Andreea.